Angajații telegondolei din stațiunea Mamaia spun că au auzit o bubuitură puternică în zona transformatorului care alimentează instalația. A bubuit, da. S-a auzit o bubuitură foarte mare. S-a auzit. După aia a început să iasă fum. Fum negru, mult. S-au blocat? S-au oprit cam 10 minute așa până au oprit ei generatoarele. Un echipaj al pompierilor a sosit la fața locului pentru a stinge flăcările. Din fericire, turiștii nu au rămas suspendați prea mult. Și asta pentru că sistemul telegondolei are un motor de rezervă care a fost pus imediat în funcțiune. Echipamentul este vechi, toată lumea vrea bani, dar nu face nimic ca lumea. Și acum noi o să avem o pierdere și să vedem cum ne descurcăm cu Enel-ul. Să vedem dacă a afectat ceva și la sistemul electric și electronic al instalației. E posibil să aveți pierderi și mai mult decât... Normal, în primul rând că nu mai sunt la casă, nu mai e nimeni ca să se plimbe, pierdem niște bani, nu mai știu acum la sistemele electrice, trebuie să ne uităm și electronice. Reprezentanții telegondolei spun că vor încerca să-și recupereze pierderile. De cealaltă parte, angajații Enel nu au dorit să comenteze evenimentul. Nu pot să vă zic nimic deocamdată. Sunt acum bani? Avem purtător de cuvânt la întreprindere. Incendiul de la transformatorul electric a lăsat fără energie mai multe hoteluri și localuri din stațiunea Mamaia, printre care și Aqua Magic.